Bună ziua și bine v-am regăsit la cel de-al nouălea episod din emisiunea Povești care inspiră, cu oameni simpli, oameni care au făcut schimbări, oameni care au înțeles sensul vieții, s-au regăsit pe ei și care astăzi sunt total schimbați datorită puterii interioare pe care au descoperit-o în ei. Astăzi o am alături de mine pe o mai veche clientă de acum 3 ani, Aura Alexandra Mihalache, bine te-am găsit! Bună ziua tuturor, bine v-am găsit și pe dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea de a face parte din această emisiune, pentru că am ales să aduc în prim plan oameni care au găsit puterea interioară de a face schimbări în momente în care se confruntau cu tot felul de probleme, atât de sănătate, cât și diverse din mediul înconjurător și nu știau cum să le gestioneze. Cine este Aura Alexandra Mihalache în câteva cuvinte? Aura Alexandra Mihalache, în primul rând, este femeie, mamă și soție. Este mama a 2 fetițe, o fetiță în vârstă de 3 ani și o fetiță de aproape 3 luni. Locuiește în Anglia de 5 ani, cam așa. Sunt mămică full-time, acasă tot timpul, copii și treburile casnice. Și cam atât. Ea este Aura Alexandra Mihalache. Un om simplu, da, care are grijă de fetițele și de familia ei, dar n-a uitat niciodată să fie femeie și să-și dea seama că înainte de orice rol pe care ni-l asumăm, acela de mamă sau de soție, suntem o persoană, un individ, care avem nevoie. Eu v-am cunoscut acum 3 ani, în momentul în care v-ați confruntat cu niște probleme, dar aș vrea să-mi povestiți dumneavoastră, pentru că povestea dumneavoastră inspiră multe mămici și, dacă vă aduceți aminte, chiar ați fost un subiect destul de discutat, să zic așa, pe pagina mea de cabinet. De câte ori am postat câte o poză cu dumneavoastră, ați făcut, pozele dumneavoastră făceau furor, pentru că rezultatele dumneavoastră au fost foarte frumoase și foarte neașteptate. Oamenii de obicei, când văd poze before and after, zic, nu cred, nu e aceeași persoană, e prea devreme să se întâmple asemenea rezultate și dacă noi chiar am bătit asta. O să și pun o poză cu dumneavoastră dinainte și după, se vede. Da. În momentul în care ați născut, aveați 86 de kilograme, ați venit ulterior la mine, marea dilema celor care au văzut pozele a fost acel tatuaj de pe mână pe care îl vedem, da? Care într-o altă poză postată de mine nu se vedea și de acolo foarte multe... Plus că diferența asta este de 3 luni undeva și oamenii nu credeau că se nu poate... Cred, da. Avea un asemenea rezultat și atunci cumva oamenii au fost determinați să nu creadă, să zic. Vă las pe dumneavoastră un pic să ne povestiți. Ce a fost, ce ați simțit că arde, să zic așa, în momentul în care ați decis să luați legătura cu un specialist și ce v-a determinat să schimbați puțin direcția din locul în care erați și să căutați rezultate profesionale? Păi, pe parcursul sarcinii, cum ați spus și dumneavoastră, am acumulat foarte multe kilograme. Am născut, crezând în toate postările de pe internet, că o voi alăpta și voi slăbi și nu trebuie să fac mai nimic. A trecut o lună, a trecut 2, au trecut 3, au trecut 4, eu nu mai slăbeam, am pierdut doar 6 kilograme la naștere. Am spus, băi, de alăptat, alăptez exclusiv, dar kilogramele nu se mai duc. Erau atâtea minciuni cu ceaiuri, gen ceai verde, ghimbir. Am zis, poate slăbesc. Când am observat că nu se poate, având și probleme fetița alăptând-o, gen ce mâncam eu, o afecta și pe ea, se constipa în primă fază, am fost la doctor, la GP, mi-au dat niște prafuri să-i dau fetiței, să-i administrez, am zis, nu este ok.
am spus, trebuie să iau legătura cu cineva. Aveam în cap chestia asta dinainte, gen, să nasc. M-am văzut, am spus. Era o altă variantă, cum s-ar spune. Băi, dacă nu slăbesc, voi apela la cineva. Am căutat un nutriționist. Am căutat recenzii să văd dacă este ok. V-am găsit pe dumneavoastră. Am mai așteptat câteva luni. Când am văzut că fetița tot este constipată, am zis, trebuie să iau măsuri. Asta a fost în primul rând. În al doilea Asta a fost, de fapt, ceva determinat să luați măsuri. Mai faptul că fetița a avut probleme, nu neapărat. Poate kilogramele ar mai fi putut să aștepte, dacă nu. Da. Mi-aduc aminte că erați foarte supărată și cumva chestia asta v-a determinat să luați atitudine și eu zic că ați făcut un lucru foarte bun. Da. Ce ați observat? Adică cât de repede ați observat schimbările atât la dumneavoastră cât și la fetiță? Nu vorbim de greutate, de slăbire, vorbim strict de partea de sănătate. Cât de repede? Adică dacă ar fi să ne întrebe cineva, ok, eu mă simt rău de nu știu câte luni, cam în cât timp mă pot face bine? Eu le spun de obicei, măi, depinde de corpul tău, depinde cât de cronică este problema. La dumneavoastră, ce experiență ați avut? Adică eu după 2-3 zile deja am văzut diferența și la mine și la fetiță, deja erau mari progrese. Eu înainte, când mâncam eu haotic și așa, eram foarte obosită, stoarsă de energie, simțeam nevoia doar să dorm, nu aveam chef de absolut nimic, energie zero. Când am început acele planuri de zi cu zi, am simțit, deja mă trezeam de dimineață singură, fără ceas, fără absolut nimic, aveam energie, știți, vă mai spuneam, îmi vine să mut munții din loc, atâta energie aveam, radiam de energie. Și fetița mea, în 2-3 zile deja era ok, nu i-am mai administrat niciun fel de praf, oricum nu și-a revenit cu acele prafuri, tot continua pentru că eu îi dădeam ei. Cauza era acolo, da. Da, și asta aș vrea să înțeleagă mămicile, că atunci când copilul are o problemă sau noi ca femei avem o problemă, nu este suficient să tratăm cauza, să tratăm efectul, pardon, ci să mergem la cauză, să vedem unde este cauza și să încercăm să eliminăm cauza care produce efectul respectiv. Exact. Da, este foarte, foarte important. Eu vreau să vă întreb ceva acum, știți că noi am avut o situație și pe care o observ la foarte multe femei. Momentul ăla când i-am trimis soțului dumneavoastră mesaj să vă arunce cântarul. Știți că aveați o obsesie să vă cântăriți constant. Lucru pe care îl observ la foarte multe femei, mai ales în momentul în care încep să țin o dietă, zilnic se pun pe cântar și de 2-3 ori să vadă mai slăbit vreo 100 de grame. Cum ați scăpat de obsesia cântarului? Bazându-mă strict pe acele planuri și având încredere doar în dumneavoastră, am spus, băi, cu toate, după faza cu cântarul și așa, soțul meu... Aia încerc să spun că trecuse o lună jumătate, două, de când noi colaboram și încă aveați obsesia cântarului. Cum ați scăpat de această obsesie? Pentru că eu tot vă spuneam că nu cântarul ne definește nici sănătatea, nici felul în care ni se conturează corpul. Adică eu am cliente care au 70 de kilograme și arată mai bine decât alte femei la 60 de kilograme, pentru că sunt fit, pentru că au masă musculară, pentru că sunt sănătoase, pentru că sunt mai mulți factori. Și la un moment dat știu că v-am spus și dumneavoastră, vă duceați la sală și începuseți să faceți sport și ați pus la un moment dat un kilogram și erați așa de disperată și ați făcut o obsesie din asta și atunci știu că am avut o discuție. Cum ați scăpat de obsesia cântarului? Este foarte important. Prin încredere, în primul rând, în mine, în plan, în dumneavoastră, știind că am rezultate, am spus, nu are rost să mă mai cântăresc, nefiind de capul meu. Dacă eram de capul meu, poate mai continuam, cum să-l spune. Prin asta, gen, așa am scăpat eu de cântar și m-am gândit, păi, mâncând sănătos, nemâncând prostii, nu are cum să te îngrași. Și nu
odată ce te simți și bine în corpul tău, te simți și sănătos, cum s-ar spune, mâncând sănătos, știi că mănânci sănătate pe pâine, cum aveam noi o vorbă și o folosim în continuare. Și nu are rost să ne cântărim non-stop, pentru că uneori cântarul oricum poate arăta în plus și tu poate ai în minus centimetri din cauza apei și tot ce este în corp, poate ai mâncat ceva un pic mai sărat, poate s-a dublat apa din corp. Sau poate pur și simplu a crescut masa musculară, cum a fost și în cazul dumneavoastră. Exact. Știu că un alt vis al dumneavoastră, atunci când ați venit la mine, a fost să scădeți în greutate pentru că urma să aveți nunta. Și mi-ați spus că visați de mică să fiți o mireasă frumoasă, să fiți ca o prințesă. Și o să și pun aici o poză cu dumneavoastră, cum erați. Se vede? Da. Asta era miresica noastră de 58 de kilograme. Da, deci și cu tatuajul la vedere. Da. Asta, nu mai există discuții, da? Cum v-ați simțit? Cât de mult a crescut încrederea în dumneavoastră și stima de sine atunci când v-ați văzut în pozele astea? Eu am avut, sunt sincer, când mi-ați trimis poza, prima dată am avut așa, a fost un wow! Ia-i aura? Nu cred! Cum când m-am văzut, în primul rând, atunci am început să am mai mare încredere în mine, dovedindu-mi mie, în primul rând, că pot și pot obține ceea ce îmi doresc. Dacă să specificăm că poza asta este după ce am colaborat după. Noi. După. Da. După sarcină, după cele 83 de chile, cum s-ar spune, am ajuns la 58, cu tot cu mușchi, deci sigur aveam mai puțin. Da, și se vede, dacă ne întoarcem un pic înapoi la poza dinainte, se vede inclusiv diferență foarte mare la brațe, ca să înțeleagă doamnele care vor să facă schimbări, că nu este suficient să mâncăm sau să luăm tot felul de prafuri care slăbesc pe moment, ci trebuie să facem sport, pentru că dacă ne uităm la brațul din prima poză și ne uităm la brațul din poza în care erați mireasă, da. Se vede și faptul că ați lucrat brațele, că ați făcut sport. Adică diferența este foarte mare. Da. Eu am simțit în momentul ăla o mare, mare mândrie și am zis, Doamne, ce femeie puternică și ce femeie curajoasă și ce femeie determinată. Cu atât mai mult cu cât vă știam situația. Știam că stăteați într-o casă cu mai multe camere din care v-au plecat chiriașii. Da. Știam că doar soțul lucra și cu toate astea ați găsit resurse și financiare și interioare să faceți diferența pentru dumneavoastră. Cum ați depășit aceste momente și cum ați găsit resurse să mergeți și la sală? Cum v-ați descurcat și cu copil mic și cu un soț care era tot timpul la muncă? Vă întreb lucrurile astea pentru că foarte multe mămici aduc în discuție lucrurile astea ca pe o scuză. Eu nu pot să fac asta pentru că am copil mic. Eu nu pot să fac asta pentru că soțul muncește și eu stau acasă. Eu nu pot să fac asta pentru că... Și toate lucrurile astea sunt folosite efectiv ca și scuză. Vreau acum să, nu știu, să le povestiți mămicilor și să le ajutați să înțeleagă cum ați reușit dumneavoastră să faceți lucrul ăsta. Păi, în primul rând, prin susținerea soțului, m-a susținut oricând, chiar dacă am avut mici scârți el, cum s-ar spune, la buget și am avut și casa goală și era foarte mare și era și foarte scumpă. Am continuat, am spus, am pornit pe chestia asta, voi continua, cu multă ambiție și cine se acuză, eu zic că se acuză în primul rând. Nu există, nu pot, nu vreau... Facem mici sacrificii ca să ajungem la visul pe care ne-l dorim. Avem o viață și eu zic că ar trebui să ne facem măcar 20% din plăceri
mai ales că era pentru sănătate, nu era o distracție, nu era asta am vrut o să, asta faină, am vrut să spun un când a zis de plăcere, că de fapt e o nevoie vitală. Nevoie, da. Să slăbești, da. Să fii sănătos, să te hrănești corect, să te hidratezi corect, să te odihnești, exact. Este o nevoie vitală. Să te miști este o nevoie vitală. Corect. Nu este neapărat un moft sau o plăcere pe care, nu știu, ni-l creionăm noi așa în capul nostru. O să vreau să discutăm un pic despre a doua sarcină, pentru că, dar înainte să ajungem la a doua sarcină, pentru că aveți rodul al celei de-a doua sarcini în brațe, o să vă întreb cum ați reușit să mențineți rezultatele, pentru că noi am colaborat vreo 6 luni, după care ați avut rezultatele pe care vi le-ați dorit, nu ați mai avut nevoie de mine. Cu toate astea, v-am văzut după 2 ani de zile și o să și pun aici o poză pe care recunosc că am furat-o de pe Facebook. După 2 ani de la colaborarea noastră, în care aveați 56 de kilograme, deci cu 2 kilograme mai puțin decât atunci când ați fost mireasă, în care văd o femeie foarte frumoasă, văd o femeie mândră de ea, văd o femeie cu niște picioare fit, cum ați reușit să mențineți rezultatele? Pentru că am mai întâlnit și persoane care au zis, păi, nu reușesc să mențin rezultatele, chiar dacă am fost la nutriționist, pentru că, nu știu, ceva se întâmplă acolo. Dumneavoastră, ce ați făcut de ați rămas în parametrii? Eu am citit și am recitit și am citit și am recitit acele sfaturi care erau la începutul planului. Cum să combinăm mâncarea, cum să ne menținem sănătos, cum trebuie să mâncăm. Am aplicat tot ce m-ați sfătuit, cum s-ar spune, și respect aceleași sfaturi și în ziua de astăzi, chiar dacă au trecut acei 3 ani, și am respectat și în sarcină aceleași sfaturi. Recunosc că le mai recitesc când și când. Știți dumneavoastră că eu mai... Este absolut normal să recitim. Mai am niște goluri. Mintea noastră nu poate să țină minte absolut toate informațiile și atunci este cumva absolut necesar să citim. Când simțim că ceva ne scapă, când avem o informație care ne scapă, trebuie să recitim, să ne ducem înapoi la informațiile pe care le avem și să recitim. Cum a fost în sarcină? Hai că acum am ajuns și la subiectul sarcină. Cum a fost în sarcină? În sarcină recunosc că am avut un pic de stres. Eram un pic speriată. De unde a pornit stresul și spaima? Din cauza primei sarcini, m-am gândit dacă fac ceva greșit și mă îngraș la loc și nu a fost un chin pentru mine să slăbesc. Nu pot să spun că m-am înfometat, nu pot să zic că mi-a fost greu, dar m-am gândit, voi relua planurile. Și am spus, trebuie să am grijă, cu toate că eram nerăbdătoare și tot am reluat niște planuri, eram nerăbdătoare de cele rețete delicioase și acum repet acele rețete, le gătesc aproape săptămânal unele. Am spus, nu, trebuie să fac ceva, să nu-mi fie greu. Și vorba, mâncând pentru doi, nu există, în primul rând. Al doilea rând, da, am adăugat câteva calorii, gen un iaurt am mâncat în plus decât mâncam până să rămân însărcinată. Cred că am adăugat 300 de calorii, cum s-ar spune, în total. Nu am da, ca să înțeleagă mămicile, e ok să mănânci pentru doi, dar trebuie să ții cont cât este al doilea. Este. Adică dacă al doilea are câteva grame în primele luni, da, că abia este conceput, nu o să mănânci 2 farfurii de adult. Mănânci cât pentru al doilea. Dacă bebelușul meu are 1 kilogram deja, sunt la luna, în luna 5-a, 6-a, și bebelușul meu are 1 kilogram sau poate mai puțin, mănânc cât pentru acel kilogram în plus, nu mănânc cât pentru 2 adulți. Corect. Absolut. Asta am aplicat și eu. Apoi, urcându-mă pe cântar, vă dați seama în a doua sarcină cum am fost cu cântarul din nou.
Mă urcam și vedeam, vai, nu pun, vai, nu pun. A începusem să pun câte un kilogram, nu mai țin chiar minte. Știți că am planul, mă cântăream la săptămână și puneam cât am luat, cât am scăzut, scădeam, creșteam, scădeam, creșteam. A fost o Și am fluctuație ajuns care este la, normală pe sarcină. da, plecând de la 60, am ajuns în ziua de la operația de cezariană, m-am cântărit dimineața, aveam 68 aproape. Am venit de la spital cu doar 3 kg minus, nu înțeleg de ce doar 3, dar se vede că poate am avut foarte multă apă în corp și Posibil. inflamații, nu se știe. Am născut o fetiță de 3,425, Un mâncând copil așa, mare, da, deci un da, copil mare, mâncând sănătos și mâncând și normal. grăsul, da, și mâncând și în ziua de azi sănătos, alăptând exclusiv ea este o grăsună, este laptele sănătos, cum s-ar spune. Și apoi am venit acasă de la spital și am reluat acele planuri mai vechi, care știam eu că sunt cele mai delicioase rețete, fiind Practic ați ales toate. din toate planurile ce v-a plăcut mai mult. Da? Și am reluat, cum s-ar spune, treaba. Cât v-a fost de ușor să repetați aceste rețete? Pentru că mie, cel puțin, îmi spun anumite persoane, păi da, dar nu pot să mănânc toată viața ce mi-a dat nutriționistul. Deși, dacă stăm să analizăm un pic alimentația, în special a românilor, românii mănâncă ciorbe, tocănițe, sarmale, salam, Carbohidrați cu proteine. prembuș și cam atât. Adică Da. mănâncă aceleași alimente cu care au crescut în Exact. copilărie, n-au schimbat nimic, dar cumva li se pare greu, domnule, să mențină un meniu pe care îl primesc de la nutriționist. Deși, noastră ați avut timp de 4 luni meniu diferit în fiecare În zi, fiecare adică zi. ai rețete să-ți ajungă pentru o viață. Și Da. toate astea sunt oameni care spun, a, da, eu m-am plictisit de mâncarea asta, dar cum de nu te-ai plictisit de sarmale de o viață întreagă sau de ciorbă? Exact, Cum a la fost mine. pentru dumneavoastră trecerea asta de la vechiul stil alimentar la noul stil alimentar pe care între timp știu că vi l-ați asimilat în stilul de viață și ați făcut din el un stil de viață? Pentru mine a fost, gen, și prima oară au fost niște, cum să spun, ca un ou cu surprize, cum s-ar spune. Abia așteptam să treacă ziua să încep următoarele rețete și eram nerăbdătoare să le gust, numai când citeam ce am de făcut de seara, citeam și abia așteptam. Au fost surprinzătoare și delicioase și repetând din nou aceste planuri, a fost pentru mine gen așteptare și mai mare. Și aveam, cum să spun, curcubeu pe cerugurii, abia așteptam să le reîncep și să le degust, cu toate că v-am spus și după ce am terminat colaborarea cu dumneavoastră, eu am continuat să fac anumite rețete care mi-au plăcut toate, dar unele au Au fost fost unele mai speciale care au fost wow, speciale. da. Da. Știu că la un moment dat mi-ați spus de anumite rețete care inițial nu vi s-au părut așa, cine știe ce, și știu că la un moment dat, după vreun an și ceva, mi-ați spus că ați gustat din nou acea rețetă și ce bună vi s-a părut. Da. Pentru că papilele noastre gustative se schimbă, pentru că atunci când treci în corpul printr-o detoxifiere, printr-o regenerare, deja corpul cere alimente mult mai sănătoase, deși poate la început un broccoli sau o conopidă nu ni se pare atât de gustoasă, pentru că noi suntem obișnuiți cu alimente foarte aditivate și foarte procesate. Că tot am vorbit mai devreme de cum a fost cea de-a doua sarcină, vreau să arăt aici, se vede? Da. Ce bine ați arătat în cea de-a doua sarcină, adică nu mai seamănă aura cu Ora. persoana din prima sarcină, da? Iar ulterior, dacă îmi dați voie să arăt și poza când ați venit la mine la cabinet, când deja Amalia avea 2 luni, 2 luni și un pic parcă, nu? Da. Și dacă n-ați fi avut bebeluș, nici n-aș fi zis că ați trecut printr-o a doua sarcină, e fenomenal cum ne poate ajuta conștientizarea, că practic asta s-a întâmplat, ați Da. conștientizat
ce trebuie și ce este important și benefic pentru corpul uman și cum v-ați alimentat în așa fel încât să păstrați și silueta, și sănătatea, și tot ce se poate păstra, la nivel vital vorbind, da? Lăsând deoparte mofturile, că ne place să arătăm într-un anumit fel, dar eu cred că este vital să fim normoponderali, să ne simțim bine în corpul nostru, să avem energie și să putem să avem energie pentru copii. Acum, având deja două fetițe, aveți nevoie de mai mult energie ca să vă ocupați de ele. Spuneți-mi, vă Corect. rog, ați observat modificări în sănătatea ei, cum ați observat la prima fetiță? Acum nu, pentru că eu am continuat să mănânc Mâncați sănătos, da. sănătos, cu toate că, da, poate sâmbătă și duminica mai gust o felie de pizza, mai mănânc o felie de tort la o zi, o onomastică. Nu am observat, și cu toate că chiar vreau să spun chestia asta. Sunt mămici care în moment ce alăptează sunt private de la anumite alimente, cum s-ar spune, fasolea, foarte multe alimente care spun ele că le agrea, gen nu, am un lapsus, nu le pliește Da, nu copiilor le în agrează alăptare. copilul. La mine nu a existat așa ceva, mâncând și fasole și salate de fasole, cum s-ar spune, știți și Da, problema dumneavoastră. acolo unde creează disconfort este o problemă la nivel digestiv și dacă mama are probleme la nivel digestiv, Are automat și se poate copiii. transmite și copilului, exact cum s-a întâmplat cu dumneavoastră La în mine. prima sarcină, da, după ce ați născut, când dumneavoastră erați constipată, erați balonată, aveați toate stările alea de disconfort care le-ați transmis și fetiței, și Da. atât prin lapte cât și energetic, adică noi transmitem inclusiv energetic copilului nostru niște stări. Pentru că suntem conectați. Atât prin laptele matern, prin faptul că alăptăm copilul, noi suntem conectați energetic cu copilul nostru. Și de multe ori, neavând educația asta și neavând cunoștințele necesare, mămicile ignoră anumite semnale. Și atunci preferă să nu mănânce niște alimente, deși sunt foarte bune și sănătoase, Sănătoase. pentru că lor le creează disconfort. În loc să-și repare problemele digestive și disconfortul digestiv, renunță la anumite alimente, după care își pierde energia, după care ajung și ciugulesc tot felul de prostioare pentru că au nevoie de energie și ele de acolo consideră că și-au energia, și ajung ulterior să aibă și mai mari probleme de sănătate, pe care ulterior cumva încearcă să le rezolve cu pastile. Și na, știm foarte bine că nu e ok. Dumneavoastră ați trecut prin asta, inclusiv ați ajuns să dați unui copil de câteva luni praful de constipație, ceea ce mie mi se pare total greșit, în condițiile în care eu consider că orice medic, pediatru, medic de familie, orice medic ar fi el, primul lucru când te duci la medic ar trebui să te întrebe care este stilul tău de viață, ce mănânci, câtă apă bei, cât dormi, hei, cum te simți, ce energie ai. Astea ar fi primele lucruri pe care ar trebui să le întrebe un medic înainte să-ți dea medicamente, mai ales când vorbim de un copil de câteva luni. Da. Dar Și cum nu avea se nici măcar, întâmplă? nici nu eram la diversificare, adică, gen, cum să spun, nici nu avea Eu voie de era alăptat apă. exclusiv, exact. Exact, nici apă nu avea voie și trebuia să-i fac acel praf cu apă, bineînțeles, și să-i dau să bea, adică mi s-a părut ceva banal în primul rând. Am zis, băi, nici 6 luni nu are cum să-i dau apă copilului, mai ales prafuri, dacă Nu el... banal, periculos. Că nu e ceva Exact, banal, și e ceva periculos. periculos. Adică e, nu știu, este peste puterea mea de a înțelege cum un medic care are atât de multă pregătire nu se gândește să schimbe ceva în stilul alimentar, în primul rând, și se grăbește să dea pastile și praful unui copil de câteva luni. Exact. Este complicat, dar tocmai pentru că lucrurile astea nu se întâmplă, trebuie să fim noi conștienți că, practic, lucrurile încep să se schimbe din momentul în care începe conștientizarea. Ce vreau să vă mai întreb legat de conștientizare, pentru că eu cred că iar este un lucru care poate să inspire mămicile. La un moment dat, știți că v-am rugat să vă faceți un jurnal alimentar, pentru că toată monitorizarea noastră și monitorizarea evoluției dumneavoastră a fost făcută pe baza unor jurnale.
Cât de greu sau de ușor v-a fost să vă faceți jurnalele, având în vedere că trebuia să aveți grijă de un copil mic? Sincer, nu mi s-a părut greu, pentru că eu oricum nu trebuia să scriu nici în plus, nici în minus de ceea ce mâncam, pentru că am respectat planurile cu strictețe. Am mai avut momente, vă aduceți aminte, gen de Paști, care am mai mâncat. Da. Așa. Absolut natural să avem. Natural. Chiar ați avut și toate că mi-a părut rău. Rău. Mi-a părut rău pentru că gen, nu m-am îngrășat, dar am stagnat. Nu trebuie să ne pare rău, pentru că atunci când ne ducem într-o zonă emoțională negativă, ne putem crea din nou niște dezechilibre la nivel hormonal, pentru că emoțiile sunt gestionate de hormoni și hormonii gestionați de emoții. Cumva știți că și de la mine în planuri ați avut treat day, da? În zile în care puteați să vă faceți o plăcere, o masă, era voie să mâncați ce vreți, pentru că eu personal consider că este mult mai indicat să mănânci, să guști în fiecare săptămână ceva ce ți-e poftă să guști, decât să te abții 2-3 luni, cum văd unele mămici, că ele nu pun în gură nici măcar o pătrățică de ciocolată, că sunt la dietă. Și zic, știi ceva? Când o să termin dieta, o să mănânci 3 ciocolăți, că o să urli după o bucată de ciocolată. Și atunci este mult mai important să înțelegem că este ok să mănânci o bucățică de ciocolată, este ok să mănânci o felie de tort, este ok să mănânci o pizza din când în când și constant, decât să te înfigi într-o zi și să-ți faci de cap și să bagi în tine 3000 de calorii, pentru că este, din punct de vedere al sănătății, este mult mai periculos. Pentru că tu îți încarci ficatul și pancreasul cu o doză mult mai mare de zahăr pe care corpul nu o poate gestiona și atunci se creează dezechilibre. Și așa a fost, din ce mi-aduc aminte, și în cazul dumneavoastră, adică chiar v-am spus că aveți voie, ați avut idei, ați avut, numai că a fost și cazuri când v-ați făcut de cap și ați simțit-o pe pielea dumneavoastră, adică chiar aș vrea să ne povestiți un pic cum a fost acel episod, ca mămicile să înțeleagă că, da, ok, am făcut și prostii pe meniu, dar nu m-a certat nimeni, am trăit pe pielea mea, mi-am asumat și aia a fost. Și aia a fost. Păi a fost acum 3 ani de Paști. Am spus că, gen, eu am gătit de toate, și drob, și sarmale, și bor, și tot cum se face la noi. Tot a fost ca la carte și eu, fiind la dietă, am zis, ok, dimineața mi-am luat micul dejun. Și parcă mă tenta, na, toată lumea mânca, zic, mai... Și v-am scris, n-am făcut chiar fără să știți, v-am scris, pot mânca? Aura, bineînțeles, dar îți vei asuma. O faci pe pielea ta. Bine. Da, știu, mi-aduc aminte că erați, mi se pare că atunci, în perioada de post, ați fost la detox. Și a fost un moment în care n-ați avut deloc carne și produse de origine animală. Și știu că n-ați avut nici foarte multă perioadă de post-detox, ca organismul să-și revină treptat la produsele acidifiante, pentru că tot ce înseamnă produse de origine animală sunt acidifiante. Și știam cumva că venind dintr-o zonă în care totul a fost curat, totul a fost detoxifiat, să te duci într-o zonă cu alimente acidifiante, o să vă fie rău. Și atunci de asta v-am zis, ok, tu poți să mănânci ce vrei, dar îți asumi starea de rău pe care o vei resimți. Și așa a fost. Adică știu că mi-ați scris a doua zi și vă era foarte rău și nu știați ce să faceți. Și... Așa a fost. Da, ne asumăm. Adică, ok, mi-e poftă, mănânc, gust, dar dacă mi-e rău, îmi asum, că până la urmă asta e. Și ce vreau să înțeleagă oamenii, da, ce vreau să înțeleagă oamenii, că dacă faci un protocol din ăsta de detox, nu e ca și cum nu mai mănânci niciodată carne sau sarmale sau poți să mănânci, dar trebuie să revii treptat. Treptat. Nu ca la un bebeluș, începe în diversificarea, cum să spun. Exact, exact. Pentru că tocmai de aceea vedem oameni la spital, la urgență, cu toxinfecții alimentare, pentru că sunt foarte mulți oameni care țin post, 2 luni de zile nu mănâncă de tot nimic, și în ziua de Paști mănâncă și ouă roșie, și salată beof, și drop, și sarmale, și cozonac, și toate sunt pline de ouă, de grăsim, de, da? Și ajung seara la spital, dacă mai beau și 2 pahare de ceva, seara ajung la spital cu ficatul în pioneze, să zic așa. Și e clar că corpul nu poate să asimileze așa ceva. Bun. Dacă ar fi să nu știu, să lăsăm în încheiere o recomandare celor care ne privesc, ce le-ați recomanda mămicilor care se uită la noi? Femeilor în general, că înainte să fim mame, suntem femei.
femei. Le recomand să fie atente, în primul rând, la ceea ce mănâncă și cât mănâncă. Dacă chiar au nevoie de un specialist, să apeleze la un specialist, dacă nu se simt ok și nu știu ce au de făcut. Că, în primul rând, eu zic la toate femeile și mămicilor și chiar și bărbaților, că trebuie întâi să ne învețe cineva cum să mâncăm dacă noi nu știm. Pentru că la noi ne-am născut cu cartofi prăjiți și cu carne și cu carbohidrați combinați cu proteine și, nu știu, salată cu... Adică la noi în România tot ce se mănâncă nu este combinat ok. Și de acolo pleacă și stările de rău și durerile de ficat, de stomac și toate astea. Eu zic întâi să încerce, să caute sfaturi și cum să combine pe baza asta de plan nutrițional, cum s-ar spune, și să aplice. Asta e cel mai important, da, să aplice. Da, pentru să pun că în practică tot ce... Informație găsim okay. peste tot, e plin internetul de informații, dar informația fără educație, din punctul meu de vedere, este egală cu zero. Și dacă nu aplici ceea ce înveți, tocmai de asta v-am și întrebat cum v-ați menținut atât de frumos timp de 3 ani, pentru că sunt foarte mulți oameni, am avut inclusiv eu clienți care, deși au avut rezultate foarte frumoase, au slăbit 25-30 de kilograme, nefiind ok într-o zonă emoțională sau nefiind ok cu ei, ne identificându-se în primul rând cu persoana care au devenit, s-au întors înapoi de unde au plecat. Și ne-au întâlnit după un an de zile din nou în cabinet, cerându-mi din nou sfatul. Și atunci ne-am dus și am lucrat mai mult pe zona emoțională și pe zona, în zona psihologică, ca să înțelegem ce le-a împins înapoi de unde au pornit. Pentru că atunci când ne învârtim într-un cerc, când ești în cerc, tot timpul revii la punctul inițial de unde ai plecat. Pentru că ești în cerc, drumul tău nu se duce într-o direcție, se învârte în același cerc. Și dacă nu știi să ieși din cercul ăla și nu știi să te identifici cu noua persoană care ai devenit, vei ajunge inevitabil în punctul de unde ai plecat. Sau poate chiar și dublu. Da, depinde de metabolismul fiecăruia, da. Sunt în special persoanele care țin diete din astea drastice prin înfometare și care iau tot felul de pastile de slăbit sau de shake-uri sau de prafuri, ajung să pună dublu pentru că corpul deja are mult prea multe carențe. Că tot am deschis acest subiect, vi s-a părut vreo clipă că v-ați înfometat pe durata colaborării noastre? Că ați avut restricții? Că n-ați avut voie să mâncați anumite lucruri? Că... Nu. Chiar, cum să spun, am avut un mic șoc. Pentru că mâncam... Mi se părea că mănânc prea mult. Și vă aduceți aminte că am spus, eu am venit să fiu sănătoasă și să slăbesc, nu să mă îngraș. Cât trebuie să mănânc? De ce 5 mese pe zi? Și chiar nu am fost nici înfometată, absolut deloc. Oh. Cred că vrea lăptic. Da. A fost, nu am avut niciun moment, nu am simțit acele momente de înfometare, cum zic alte mămici, că vai, în dietă, mie mi-e foame. Nu, dacă mănâncă corect și sănătos, nu simți nevoie de foame. Simți nevoie să alergi, să faci sport. Scuzați-mi zic. Da, păi cred că povestea dumneavoastră o să inspire foarte multe mămici și cred că vor fi mămici care se vor regăsi în tot ceea ce au văzut, ce au ascultat aici. Eu o să vă las să vă duceți să vă alăptați fetița și mi-aș dori ca pe viitor să vă mai am invitată în emisiunea mea, pentru că cu siguranță oamenii care ne urmăresc și care v-au urmărit evoluția o să vrea să vă vadă și peste 4-5 ani să vadă cum arătați și atunci, sau poate chiar și mai devreme, și vom relua această discuție. Vă mulțumesc din suflet. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și curaj tuturor mămicilor și femeilor și tuturor bărbaților din lume care vor să facă o schimbare
ar trebui să pună și în practică. Cine se scuză, se acuză, repet. Nu există nu pot, nu există nu vreau, ci mai există un pic de lene acolo, zic eu, să umblăm un pic. Da, depinde, poate să fie lene, poate să fie traume, poate să fie neîmpliniri, poate să fie nefericire. Sunt oameni care nu sunt fericiți cu ei și atunci cumva nu au dorința și nu au pornirea, să zic așa, ca să facă o schimbare. Doamna Aura, Alexandra Mihalache, vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi minunată. Mulțumesc la fel și dumneavoastră și tuturor. O zi bună tuturor! Mulțumim.